Persoanele fizice și juridice din Mioveni vor beneficia de impozite și taxe mai mici în anul 2015. Aceasta a fost decizia oficialităților administrației locale în urma ședinței ordinare a Consiliului Local din 17 iulie. Prin reducerea taxelor și impozitelor, autoritățile locale sunt convinse că în 2015 vor fi încasați mai mulți bani decât în 2014. Cei vizați sunt în special locuitorii cartierelor Coribaș, Făget, Racovița și Clucereasa. Legea ne dă voie ca să mergem pe zona de sat și să putem să scădem aceste impozite. Și atunci le-am încadrat la această categorie de sate aparținătoare, iar impozitul, vreau să vă spun, că este undeva cu poate până la 40% redus. Și agenții economici vor beneficia de o reducere a taxelor și impozitelor locale în 2015. La agenții economici primarul a venit cu o propunere și am acceptat. Domnul Nicolae Mor a avut o deschidere către noi și ne-a rugat pentru stabilitatea locurilor de muncă de la Mioveni, dat fiind faptul că este o perioadă totuși de criză, să nu mai creștem aceste impozite și să le scădem. Le-am scăzut undeva cu 10%. În ceea ce privește impozitul pe terenurile cu construcție în intravilan, în satele Racovița și Coribaș, acesta s-a redus de la 2113 lei pe hectar la 711 lei pe hectar și de la 1230 de lei la 711 lei pe hectar pentru Făgetul și Clucereasa. De asemenea, diminuări importante au fost aprobate și pentru impozitul pe terenuri agricole situate atât în intravilanul cât și în extravilanul localității.